Vine mingea în joc, Castaneda și 1-0 pentru Tiraspolele. Iată, din primul minut, gol marcat de Fran Castaneda. Părea pierdută mingea la un moment dat, însă... O dat peste cap golul din minutul 1. Asta nu, nici nu e greșeală, asta e, nu știu cum să numesc, neatenție, lipsă de caracter, lipsă de disciplină de joc. Pasă pentru Cristiano da Silva, Gazze, să vedem decizia, penalti. Lovitură de la 11 metri scoasă de Richard Gazze și va fi penalti pentru Șerif în minutul 31. Vedem deznodământul între Frank Castaneda și Dumitru Coval. E lan nu foarte mare pentru Frank Castaneda, caută un colț liber, apără Dumitru Coval, faza nu s-a încheiat, tratează penaltele Frank Castaneda. Nu poate continua partida Dumitru Coval, în locul său va intra Artyom Kubany, un portar născut în anul 2002. День дебюта в свой момент имели позитивно, но наша ситуация, когда коллега сыграл матч, экипа успели приглашать. Не ожидает на жоку ностра, по симпле, а шамага индейского фаста, мы ему дуел, как то жок тактик, сал, пимпас, чё-чё. Direcția lui Wilson. Peter Wilson saltă mingea și gol! 2-0. Din nou Tiraspoleni în atac. Castaneda, bară și 3-0. Greșeli de copii care le luăm la fiecare meci, de aceea și nu ne permite să facem un pas acolo spre butonul de frunte a clasamentului.